Spune-ne ce s-a întâmplat. De ce ai omorât-o? Îți pare rău? Regreți? O petiție în care se cere condamnarea la moarte a Loredanei Atănăsoaie, adolescenta de 18 ani din Vaslui care și-a ucis cu sânge rece cea mai bună prietenă, a apărut pe internet. Să ne unim forțele pentru a putea să-i facem dreptate Alinei Ciobanu, scrie în petiție. Am hotărât să fac această petiție din cauza faptului că în România legile nu sunt cum ar trebui să fie pentru un criminal. Este vorba de moartea unei adolescent ce a trecut cu greu prin viața având parte încă din copilărie de un stil de viață abuziv din partea tatălui. Este vorba de Alina Elena, tânăra ce a fost găsită sub o bancă în Mangalia ucisă de cea mai bună prietenă a sa Loredana, ce a urmat să-i devină călău. Alina avea vise mari, își dorea să ajungă polițistă, însă această prietenă i-a luat viața și visele fără ezitare. Această petiție este cu scopul de a pedepsi agresoarea așa cum merită. De aceea trebuie să ne unim forțele printr-o singură semnătură pentru a putea să-i facem dreptate acestei tinere. Haideți, dragi români, să fim de partea dreptății, scriu inițiatorii petiției. În România, pedeapsa capitală, ca în aproape toată lumea, a fost de mult abolită, iar maximul de condamnare pe care îl poate primi un criminal este de închisoare de viață. Însă și această sentință poate fi redusă, pe parcursul ispășirii pedepsei, la 10 de ani de pușcărie, în funcție de o serie de factori precum vârsta, conduita, starea de sănătate a deținutului. Loredana Atănăsoaie este fata de 18 ani din comuna Cozmești, Vaslui, care și-a ucis cea mai bună prietenă, pe Alina Elena Ciobanu, 18 ani, în camera de la hotelul Semiramis din Saturn unde erau cazate. Cele două fete veniseră împreună la mare să lucreze drept cameriste la hotelul Narcis din Saturn. Ea a mărturisit în fața anchetatorilor cum a comis monstruoasa faptă. Cu sânge rece, ea a declarat că timp de 30 de minute a privit-o pe Alina Ciobanu cum se stinge și a împiedicat-o să strige după ajutor. În fața anchetatorilor, adolescenta a povestit cu lux de amănunte cum s-a petrecut nenorocirea. Spune că totul a pornit de la o ceartă banală, care a degenerat într-o crimă oribilă. Am mai avut niște discuții contradictorii cu Alina legate de plecarea ei acasă, întrucât știam că vrea să plece din hotel. Într-un moment de furie, întrucât Alina îmi răspundea evaziv, am început să tremur. Inițial, am meditat, însă după aceea am înjunghiat-o, menționez că Alina nu dormea, însă stătea cu ochii închiși și fața la perete. Nu am vrut să o omor, însă am avut un moment în care m-am pierdut cu firea. După ce a atacat-o cu cruzime, Loredana a povestit cum timp de 30 de minute a privit-o pe Alina. Mai mult decât atât, a împiedicat-o să strige după ajutor, chiar dacă aceasta s-a zbătut și a zgâriat-o, ulterior, a scos hainele Alinei din valiză, i-a îndesat trupul și a chemat un taxi pentru a o transporta la Mangalia ca să scape de cadavru. În fața anchetatorilor, Loredana a fost sinceră și a spus: am recunoscut fapta deoarece am văzut în filme faptul că dacă recunoști fapta săvârșită primești o pedeapsă redusă. În prezent, Loredana se află în arest preventiv pentru 30 zile. Mandatul expiră la sfârșitul zilei de 5 septembrie. Încadrarea juridică la acest moment este omor, închisoarea este de la 10 la 20 ani, susține avocatul Loredanei. În perioada în care a stat în cameră, a fost o luptă continuă cu victima, nu a săvârșit fapta și, apoi, a stat o perioadă și a plecat din cameră. A înjunghiat-o și ulterior s-au bătut, s-au agresat reciproc. Această perioadă a durat aproximativ o jumătate de oră. Urmează ca în aceste 30 de zile de arest, cel mai probabil, să se administreze și alte probe, ulterior, după administrarea acestora și finalizarea anchetei, dosarul va fi înaintat instanței de judecată, respectiv Tribunalul Constanța, cu rechizitoriul aferent. Încadrarea juridică la acest moment este omor, închisoarea este de la 10 la 20 ani, a spus avocatul Ion Cristian. Starea ei nu este una ok, începe să conștientizeze din ce în ce mai mult gravitatea faptelor. Ăsta este motivul pentru care nici măcar nu a contestat măsura preventivă și a înțeles că trebuie să rămână după gratii pentru că reprezintă un pericol. Asta în ciuda faptului că ceea ce a făcut se datorează mediului din care provine, un mediu nociv, lipsit de educație, și datorită faptului că este un copil care și de curând a fost într-o oarece măsură abuzat. Urmează în acest sens să solicităm a se administra probe, inclusiv să se efectueze o anchetă socială,
cu privire la persoana ei și din ce mediu provine, iar pe de altă parte să se efectueze o expertiză psihiatrică care să ateste dacă a avut suficient discernământ la momentul săvârșirii faptei. Provine dintr-o familie care bătea, adică nu știu, ceva de genul ăsta? Provine dintr-o familie în care au fost suficiente abuzuri, astfel încât să îi se pară mai mult sau mai puțin normal ceea ce s-a întâmplat. Legat de ce s-a întâmplat în noaptea respectivă, nu știu, v-a mai spus ceva, v-a mai... regretă? Bineînțeles că regretă, numai la asta se gândește. Și-a omorât cea mai bună prietenă și, dincolo de instanța de judecată, nu știe dacă va fi iertată de instanța supremă vreodată. De altă parte, ea spunea că a stat ceva vreme acolo, în cameră. În tot timpul ăsta nu i-a trecut prin cap, nu știu, să sune la 112, să... Parna. Perioada în care a stat în cameră a fost o luptă în continuă cu victima. Nu a săvârșit fapta și a stat o perioadă și apoi a plecat din cameră. Păi ea spunea parcă la modul că era cu spatele în momentul în care a înjunghiat-o. A înjunghiat-o și ulterior s-au bătut. S-au agresat reciproc. Și această perioadă a durat aproximativ jumătate de oră. Acum, practic, de se așteaptă cele 30 de zile, nu? De... Da. Arest? Urmează ca în aceste 30 de zile, cel mai probabil, să se administreze și alte probe. Ulterior, după administrarea probelor și finalizarea anchetei, dosarul va fi înaintat instanței de judecată, respectiv Tribunalul Constanța, cu rechizitoriul aferent. Încadrarea juridică la acest moment este de omor, de la 10 la 20 de ani. Știu că e prea devreme, dar unde îi vedeți pedeapsa să se oprească? Este mult prea devreme. După administrarea tuturor probelor, o să se hotărească în consecință. Numele? Avocat Ion Cristian. Alina era o fată deosebit de bună, sufletistă, miloasă. Orice ajutor aveam de la ea mă ajuta. Nu pleca de casă fără acordul meu. Era o fată nespus. Mă suna de la școală, îmi spunea ce note ia, dacă e bine, dacă are probleme în școală. Mă duceam la ea de fiecare dată la ședință. Aveam cuvinte de laudă. Era o fetiță cea mai bună din școală, cea mai bună. A fost o fată foarte năcăjită de acasă. Când povestea situația de acasă, nu puteai să nu dai o lacrimă pentru situația ei, ce mâncare mâncau și năcăjită a fost. Aici aș o găsă liniștea la mine, chiar dacă este în situația pe care este și o am, dar ea aici îi găsă o lenjerie curată, mâncare la timp, mă întreba ce mâncare ai făcut, ce faci tu azi? Păi îți fac o tare, bine că faci, de-abia aștept să ajung acasă să mănânci. Și acolo de la Constanța mi-a zis tot la fel, mamă, ce mâncare faci? Păi cu tare, de-abia aștept să faci mâncăruri. N-am mâncat pepene, n-am mâncat tocăniță de ardei, n-am mâncat brânză cum faci tu, vreau să ajung să mănânc, vreau să mă plimb pe iarba asta frumoasă, pe dealurile celea. Am vorbit cu ea ultima dată, nu ieri, alaltă ieri. Ieri am încercat.